Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Suntem din nou la emisiunea Față în Față, împreună cu pastorul Bunii Cocar și astăzi vă propunem să vorbim despre credința Domnului Iisus. Bunii, din nou împreună, astăzi ne concentrăm la Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos și credința care este pentru noi un model, credința Lui, nu credința noastră. Și aș vrea să vorbim în prima parte despre credința noastră și apoi despre credința Lui. Deoarece noi, ca și credincioși, avem și noi credința noastră. Credem noi ca și Domnul Iisus sau cât de mult sau puțin credem noi ca și El? Well, mă bucur să te revăd. Mi-ai dat o temă pentru o zi întreagă. Credința e prezentă peste tot și culmea e prezentă și în regnul sau în domeniul natural. Crezi că te duce trenul, de aia te sui în tren și crezi că te ține mașina, de aia te sui în mașină și crezi că te ține podul, crezi. Dar n-are nimic de a face cu credința supranaturală, credința spirituală, trăită, nu în logică, fiindcă este o credință logică și dacă nu realizăm diferența între domeniul natural, logic în care trăim și domeniul supranatural, suntem mai mult confuzi decât învingători. Domnul Iisus a venit aici să trăiască după revelații, după scripturi și El s-a concentrat la lucrarea spirituală, supranaturală, pentru un scop uriaș, recuperarea omului și nu putea să o facă pe cale logică decât prin Duhul lui Dumnezeu. El a murit prin Duhul lui Dumnezeu, s-a adus jertfă și a trăit prin credință. El a rânduit să fie credința. Credința a fost ideea lui de la începutul istoriei sau a lumii, dar el a fost cel care a perfecționat-o, a trăit-o la perfecție. Și dacă vrei să înveți un meșteșug sau dacă vrei să înveți ceva, contează de la cine înveți. Noi avem dascăli care suntem înconjurați, improvizați, mai buni, mai puțin dotați, unii geniali și aceștia își pun amprenta pe umblarea noastră. Dar El este, Domnul spune, eu sunt singurul învățător. Uitați-vă la mine, învățați de la mine. Și autorul către evrei, să zicem Pavel sau Luca, au spus să ne uităm ținte la El. Fiindcă El a trăit credința la parametrii desăvârșiți. Și așa ceva ni se cere și nouă. Prin faptul că Biblia ne spune, ne poate bloca, ne pune un model prea înalt, prea grozav, dar în același timp ne spune, hei, El vede în voi material, voi puteți fi ucenici care îi fac lui cinste. Puteți să ajunge și voi ca învățătorul. Când ucenicul e desăvârșit, este ca învățătorul lui. Nu poate fi mai mult decât învățătorul, dar poate să se bucure de plenitudine, de împliniri deosebite. Îmi spune un prieten acum câțiva ani că taică s-a ținut neapărat să-l facă violonist. I-a cumpărat vioară, l-a trimis la un dascăl aparent deosebit. Și fiindcă taică-su era un om deosebit, dar după câteva lecții, dascălul le-a spus, vă pierdeți timpul și banii. Băiatul n-are ureche muzicală deloc și asta nu i-o pot da eu. Ei, Dumnezeu când spune, uitați-vă la Iisus, vede în noi potențial spiritual. Vede în noi făpturi dotate cu tot ce au de trebuință ca să calce pe urmele lui Iisus. Pavel zice, călcați pe urmele mele, că eu calc pe urmele lui Iisus. Cam asta este ideea. El a trăit credința într-un mod superior lui Avram, lui Adam, lui Ilie, lui Moise, lui David. El a trăit-o absolut în permanență și fără cusur. A trăit o viață, cum spune Scriptura, el a fost o jertfă fără cusur, jertfire de sine și practic s-a arătat dumnezeirea în el în plenitudine, în plinătate. Dumnezeu s-a proslăvit prin el. Care a fost secretul Domnului Iisus Hristos de la care putem învăța
nivelul de credință... Secretul reușitei? Exact, nivelul credinței pe care el l-a experimentat, l-a trăit. Well, cred că totul trebuie să înceapă cu un angajament, cu un legământ. Și el a făcut legământul. La botez a spus, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Îi spune marelui proroc, botezătorul, lasă-mă, Ioane, că așa se cade, să împlinim tot. Și în ce îl privește pe el, și-a consacrat toată făptura, s-a lepădat de sinele pământesc și a dat la o parte orice piedică, tentație, orice egoism și a decis să trăiască pentru Dumnezeu, înțelegând că el va fi asistat și va reuși ceea ce n-a reușit nimeni pe lume. Și Dumnezeu l-a sprijinit tot timpul cât a umblat pe pământ, pentru că el n-a abdicat nicio clipă de la chemarea lui și a înțeles rostul pe lume și s-a dăruit 100%. Nu a fost o predare în procente. 100% tot timpul, în fiecare clipă, s-a dăruit voie lui Dumnezeu, ascultării, și Biblia spune, el în zilele lui pământești a scos strigăte, a vărsat lacrimi și a fost ascultat. Deci, practic, a fost o dăruire majoră, nu una impresionantă, una totală. Asta mi se pare extraordinar la el. Nu a făcut rabaturi, nu s-a jucat, acum am glumit, acum n-am fost serios, acum mi-am luat concediu, acum îmi pot permite. A fost tot timpul în voia lui Dumnezeu și a mers cu 200 pe oră. Se pare că legătura Domnului Iisus Hristos cu Tatăl Ceresc, cu Dumnezeu, a fost una extraordinar de strânsă și apropiată. Da, la el totul a fost super serios. Super serios. Știa că Tatăl e fantastic de implicat în mântuire, în recuperare, în restaurare și el a fost parte integrantă în totalitate. A trăit gândul Tatălui, voia Tatălui, orice cuvânt l-a trăit cu maximă bucurie, chiar și când umbla pe Via Dolorosa, acolo spune în evrei, el pentru bucuria care i-a fost pusă înainte. Noi ne gândim la bucuria care este pusă înainte în veșnicie. Bucuria de a face voia Tatălui îi ajungea, îi era suficientă. Voia să facă bucurie Tatălui și în asta a fost puterea lui. Din asta a ieșit puterea, pentru că voia să-i facă Tatălui plăcere. Dacă vrei, poți să citești acel verset. Da, din Evrei, capitolul 12, versetul 2, spune așa, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Yes, după ce ne dă o listă imensă cu oamenii ai credinței, autorul spune, au primit note maxime, dar Iisus a trăit credința la perfecție. Lor nu le se putea scădea nota la credință, la Abel sau la Avram sau la Moise, nu, sau lui Moise, nu. Au fost perfecți în felul lor, dar Iisus a fost superior tuturor și toți luați la un loc, nu sunt la nivelul lui de umblare. Nimeni n-a fost ca el, nimeni n-a vorbit vreodată, nimeni nu s-a rugat vreodată. Până și Elisei mai avea câte un rateu, până și Ilie mai avea câte o situație când cade într-o oarecare depresie sau teamă. Domnul Iisus a fost constant la înălțimea chemării cerești. Și nouă ni se spune, uitați-vă la Iisus și călcați pe urmele Lui. Avem mult de recuperat. E mult enorm de enorm de mult. E mult de recuperat. Dar dacă am fi singuri, ne-am luat gândul și am abandonat și am spus, țineți, Doamne, împărăția, țineți modelele, nu se potrivesc cu noi, nu avem stofă. Dar pentru că El este implicat, El poate să facă, dacă a făcut dintr-un criminal apostolul neamurilor
și vindecător și om care învie morții, poate să facă din orice om. Ideea este a consacrării și a dorinței de a trăi la acest nivel. Să accepți că e posibil, nu numai posibil, obligatoriu chiar. Wow, e o mare provocare. Nivelul credinței pe care îl descrii al Domnului Iisus Hristos și despre care vorbește Scriptura este unul foarte remarcabil, foarte înălțat, foarte ridicat. Ori noi, ca și oameni, și credința noastră, din păcate, e foarte limitată. De multe ori ne limităm doar la a crede că există Dumnezeu și e o credință la nivelul minții. Dacă vine o situație, o criză, credem că Dumnezeu poate să o vindece, dar nu știu cât de mult credem că o va vindeca. Înțelegi diferența? Iacov, fratele Domnului, care știa și el destule despre credință, spune: credința fără fapte e moartă, fără faptele credinței. Fără faptele credinței. Și tot Noul Testament spune: tot ce nu vine din credință este eroare. Pentru un credincios, tot ce nu-i din credință este păcat. Eu am văzut să îndulcesc puțin, dar n-am voie, de fapt. Este păcat. Tot ce nu vine din credință. Dumnezeu ne-a chemat, ne-a rânduit să umblăm prin credință. Ne-a dat și exemple, ne presează și cu martorii din văzduh care ne urmăresc, și exemplul Domnului Iisus și ființa Lui ne cheamă să trăim prin credință. Și una, cum ai spus, e ușor să ai credința teoretică. Cred că Dumnezeu este unul și bine fac, dar Biblia îmi taie și spune: asta cred și demonii. Poftim? Da, asta cred și demonii. Păi atunci eu cred că există Dumnezeu. Și ce ai făcut cu asta? Nimic. Absolut nimic. Umblă prin credință. Investește-te în împărăția lui Dumnezeu și în Duh și adevăr, adică în totalitate, riscând. Iisus a riscat, nu și-a iubit viața lui. Pavel spune: nu-mi iubesc viața mea. Dacă îmi iubesc viața mea, nu pot să fiu ucenicul lui Iisus. Vei spune: păi ăsta e fanatism. Nu e fanatism. Este umblarea prin credința supranaturală în care a umblat Iisus. Și a izbutit, a fost ascultat din pricina evlaviei lui. Adică a trăit doar prin punctul lui Dumnezeu de vedere, prin perspectiva lui Dumnezeu. Cum i-a plăcut tatălui, nu cum i-ar fi plăcut omului din Nazaret, ci cum i-a plăcut lui Dumnezeu care l-a trimis în lume. Trebuie să însușim aceste lucruri și repede, pentru că altfel ne realizăm în ochii noștri și poate și ne realizăm în ochii semenilor noștri, dar poate că Dumnezeu să spună: nu te-am cunoscut, nu te-am cunoscut, n-ai umblat cu mine. Cunoaște, El știe despre noi, dar nu ne-am cunoscut în sensul scriptural, adică am avut comuniune, am făcut prorocii, am făcut rugăciuni. Pe mine mă fascinează faptul că Domnul Iisus n-a avut niciodată o surpriză, în sensul că n-am fost pregătit pentru asta, n-am știut ce urmează. Totdeauna a știut înainte toate, pentru că le-a cerut și i s-au dat, și niciodată rugăciunea Lui n-a fost pierdută. Biblia spune că Dumnezeu păstrează toate lacrimile noastre în burduful Lui. El ascultă toate rugăciunile. Dacă vă rugați vreodată în numele Meu, voi face. O, noi, din păcate, ne rugăm și am uitat ce am cerut, nu așteptăm niciun răspuns și credem că trăim credința lui Iisus. Serios? Aș vrea să fim cât se poate de sinceri și direcți. De obicei, noi, ca și credincioși, în general vorbind, avem un fel de credință teoretică, una superficială. Noi credem, și repet ce am spus adineaori și vreau să subliniez asta pentru că e important pentru noi să identificăm acest aspect real. Noi credem că Dumnezeu are putere, are capacitatea să rezolve o situație, o problemă de sănătate sau orice criză din viața noastră și ne rugăm ca El să o rezolve. Dar nu știu intensitatea credinței noastre, dacă e la acel nivel în care să credem că El nu numai că poate, că El o va face. Că El vrea. El vrea și o face. Deci dacă mă rog pentru Dumnezeu: Doamne, vin la Tine și îți mulțumesc că Tu ai rezolvat problema mea. Corect. Ei, noi nu avem această confidență. De ce?
și intensitate de credință. De ce? Pentru că suntem superficiali, suntem firești. Superficiali în consacrare, superficiali în ascultare. Ai spus firești, însă de multe ori se manifestă firea. Vrem să ne arătăm specialitatea, faptul că suntem deosebiți, talentați, școliți. Toate astea sunt pe lângă. Credința este mai mare decât orice. Acum rămân, spune Pavel, acestea trei, credința, speranța și dragostea. Credința este imensă și ea este unită cu dragostea și cu nădejdea. La asta trebuie să ținem mai mult decât la oricare altă chestiune. Încercăm uneori să înlocuim, să substituim credința cu educația, cu reputația, cu poziția, cu posesiunile și ne arătăm grozav. Domnul nu se uită decât la credința noastră. Mi-am amintit acum despre o experiență personală. Am fost într-o miercuri seara la biserică și ne-am închinat împreună și am avut îndemn atunci să vorbim despre credință, dacă ți-amintești. Posibil. Și eu mi-amintesc pentru că după ce am dat eu un îndemn scurt, ai venit și ai spus că între credință și încredințare este o mare diferență. Mm-hmm. Și într-adevăr așa este. Dar și-aș vrea să le spui și telespectatorilor noștri, care e diferența între credință și încredințare? Well, bun, eu trebuie să fim mai specifici pentru că ajută. Chiar Scriptura spune și credința este o încredere în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința este, sunt de acord, îmi place, o acceptare, hai să-i spunem, mentală, teoretică, așa este, face sens. Cred că e corect așa, înțelegi? Dar încredințarea este o convingere deplină care mă pune în acțiune, care mă motivează să practic. Nu pot să uit o istorioară spusă de Paul Niculescu, nu Mizil, un predicator din București, acum e prin New York, cred. El a spus că un predicator a vorbit la adunare despre nevoia de a fi dăruitori. Și credința și dragostea înseamnă dăruire. De sine, de lucruri, de posesiuni, înseamnă să împarți cu alții. Și a spus, cine are două cămăși să dea una, două haine să dea una, cine... Și când s-a dus acasă, a încercat să schimbe și șifonierul era gol. Și a întrebat pe nevastă să ne-a prădat cineva și a spus, nu, te-am auzit predicând așa de frumos de sădărnicie, că m-am hotărât să-ți fac o bucurie și până ai venit tu, care ai rămas la comitet, am dat la vecini hainele tale. Și atunci el i-a spus, dragă, fii atentă. Predica era pentru ceilalți, nu pentru noi. Și de multe ori predica e pentru ceilalți, nu pentru noi. Până nu-i predica pentru noi, degeaba o face. Ai spus un lucru mare. Vorbim... Niculescu, Pavel Niculescu. Vorbim foarte multe lucruri importante. Și în cadrul acestor emisiuni și se predică în diferite biserici. Unele sunt înregistrate și se urmăresc pe mijloacele de comunicare în masă, însă aplicarea și trăirea acestor principii, până și credința și încredințarea, ne aparțin fiecăruia în dreptul nostru, indiferent că suntem prezentatori de televiziune, predicatori, pastori sau orice funcție am avea, trebuie să trăim o viață supranaturală. Un lucru pe care îl face credința ne obligă să nu mai trăim în natural și după regulile fizice. Ne obligă să avem această încredințare profundă că orice situație care poate contrazice știința, când vorbim despre o boală terminală, numai o credință puternică și încredințarea că ungerea și Duhul Sfânt și puterea lui Dumnezeu poate să intervină și El intervine. Ori dacă noi avem doar credința că El poate
și nu îi oferim suficientă credibilitate prin comportament. Că noi uneori spunem că credem, dar prin comportament dovedim că credem puțin. E text biblic pentru asta. Oamenii vor avea evlavie, vor avea formă de evlavie, dar îi vor tăgădui puterea în vremurile de pe urmă. Și vremurile de pe urmă au început exact odată cu jertfa lui Iisus. Rusalile, primul Rusalile. Atunci au început vremurile de pe urmă. Și în vremurile de pe urmă va fi fantastic de multă cunoștință, cunoștința va crește, va fi multă teologie, dar o vom tăgădui cu faptele. Nu se mai întâmplă, nu se mai face. Domnul a schimbat ce? Domnul tocmai l-a inaugurat și noi deja le-am omorât că nu se mai întâmplă atâtea lucruri, pentru că nu ne convine, mai întâi nu le-a convenit mai marilor noștri, pe urmă nu ne convine nici nouă, oamenilor de rând, pentru că presupune prea mult, presupune prea mare jertfă, e prea de tot. Am văzut zilele trecute un clip cu un cetățean simpatic foarte și poate că e un om extraordinar, nu-l cunosc, dar predica pe stradă, nu știu dacă l-ai văzut și domnia ta, și predica destul de bine, chiar bine, în spiritul lui Iisus, într-un fel, vai de voi cărturari și farisei făsari, nici la modul ăsta. Mai de mult am văzut și eu ceva clipuri, okay. Da. Uh-huh. Și comentatori, unii mi-au chiar trimis clipul acasă, au zis, ăsta predica mai bine decât teologii, decât oamenii cu diplome sau cu doctorate. M-am gândit puțin, predică mai bine decât teologii. În primul rând, de ce trebuie să-i bagi pe teologi acum? Practic, într-un fel, îi blamez că nu sunt unde trebuie. Dar oamenii sunt frustrați cu teologii. Așteptau mai mult. Prea multă teorie, bunii. Prea multă teorie, prea puțină credință. Viață, prea puțină timpul viață. Timpul nostru, de timpul segment s-a epuizat, okay, enorm de rapid. Vom lua o scurtă pauză și în următorul segment vom vorbi despre rugăciunea prin credință. Okay. Cum să ne rugăm corect? Pentru că avem tot felul de rugăciuni și credința e foarte palidă de cele mai multe ori. Okay. Vom reveni după această scurtă pauză. Am revenit în studio. Astăzi, împreună cu pastorul Bunii Cocar, vorbim despre credința Domnului Iisus. În acest segment ne propunem să medităm la modul în care ne rugăm și cum putem să ne rugăm corect prin credință. Interesant este că toate rugăciunile Domnului Iisus Hristos s-au împlinit. El n-a avut niciun fel de dubiu, niciun fel de rezervă, până și pe Lazar l-a înviat din morți. Și n-a avut nicio problemă cu răspuns la rugăciunile lui. Cu autoritate. El a folosit rugăciunea ca pe un instrument care nu l-a lăsat în baltă, adică n-a falimentat față de el. Și el ne-a spus, de acum încolo cereți orice veți vrea în numele meu și voi face. Tatăl vă iubește, a schimbat raportul între Tatăl și umanitate. Orice om se roagă. La greu se roagă. Mai ales la greu. La greu se roagă. Dar cu speranța, cine știe? De obicei ajungem la rugăciune în ultima fază când am epuizat celelalte căi posibile. Și nu ne rugăm cum s-a rugat, hai să-i spunem, trebuie să dăm niște exemple.
când a fost bolnave toate femeile dintr-un ținut între Egipt și Canaan, era Gheraru, și a fost o boală acolo, regele Gherarului a primit de la Dumnezeu descoperire. Du-te la Avram și roagă-l pe el să se roage, pentru că e proroc. O rugăciune a lui Avram a binecuvântat tot ținutul, a dezlegat tot ținutul. Ok. Dumnezeu l-a recomandat. Și de ce rugăciunea lui Avram? Sunt convins că și ceilalți au strigat la Baalilor sau la ce aveau ei acolo. Nu s-a întâmplat nimic. De ce rugăciunea lui Avram? Pentru că el a umblat în neprihănire și s-a luat în serios. Avram n-a făcut publicitate, n-a mers nici la televiziune, nimic. El era un om care își vedea de treabă. Dar când era vorba de Dumnezeu și era mereu vorba de Dumnezeu, trăia într-o seriozitate absolută. Și Dumnezeu l-a respectat pe el. Poporul s-a dus la Moise, roagă-te pentru noi să nu ni se întâmple, nu? Vrăjitorii din Samaria îi spun lui Filip, roagă-te tu să nu ni se întâmple ce ai spus, sau lui Ioan și lui Petru. Rugăciunea, mai ales când o faci publică, nu trebuie să fie un ritual, ci o cheie care deschide inima lui Dumnezeu și cerul. A noi a devenit puțin ritual, trebuie să recunosc. Ne rugăm pentru că ne-a venit rândul, ne rugăm pentru ca să nu cumva să nu știm să ne rugăm. Eu nu eram credincios când un coleg de cameră din Timișoara îmi spune, măi, bunii, scrie-mi și mie o rugăciune, mă duc la biserică și vreau să mă rog și eu. Scrie-mi tu o rugăciune ca să o citesc eu. Băiat simpatic, foarte simpatic. Și asta este. Nu cred că rugăciunea poate fi blamată, ci rugătorii. Rugăciunea are trecere, el ascultă rugăciunea, spune cuvântul, și de aceea vin oamenii la el. Dar noi credem că e un fel de tras cu arcul pe timpul lui Ahab. Unde cade rugăciunea, ce se întâmplă, când e mult mai specific, mult mai precis. Ea trebuie să fie una precisă și dacă mă rog în adunare, trebuie să îmi asum responsabilitatea de ce nu s-a împlinit. Și trebuie să dau o socoteală Domnului mie adunării. Unii crezi că aceste rugăciuni ritualiste, așa cum ai spus, ne rugăm de formă de multe ori sau din Am obișnuință, moștenit așa, ia. crezi că noi credincioșii realizăm că practic borbolosim, că Biblia spune că nu vă rugați cum fac cum Păgânii. au unii obicei, doar rostesc cuvinte Cred că acolo. dacă spun multe vorbe, vor fi Da. ascultați. Crezi că fără să realizăm noi credincioșii și acum vorbind tu, îmi dau seama că există această tradiție în fiecare biserică, fie că te rogi împreună, fie că te rogi pe rând, există acest mod de rugăciune superficial, să zic așa. Ne rugăm pentru că, știu eu, așa fac și alții. Așa se face. Da. Așa am văzut la Timișoara. Da. Așa am văzut în altă parte. Și nivelul sau intensitatea credinței noastre pentru ce ne rugăm nu este neapărat o convingere reală, sinceră. Este doar ceva la nivelul minții, intelectual, doar niște cuvinte rostite sau poate niște dorinți sau poate niște cereri. Dar ele nu au în spatele lor acea intensitate pe care Domnul Iisus o avea. Ia, adică nu ne socotim responsabili pentru rugăciunile noastre. Adică le facem și credem că Domnul să primească. Dar dacă te uiți la Ilie, când s-a rugat ca să vină ploaia, ca să vină viața peste națiune, după 3 ani și jumătate de secetă, când mureau oameni și vite, s-a rugat cu capul între genunchi, nici nu știu bine cum se poate, și nu s-a ridicat până n-a început să cadă ploaia. Adică știa toată națiunea că el se roagă pentru așa ceva. Și toți se uitau la el. Ori acum facem piese de teatru, omul care aduce ploaia, jocuri, povești, când de fapt situațiile sunt similare. Cine alungă boala asta, pandemia, cine alungă atâtea rele care bântuie, biserica își asumă un rol secundar când e vorba de implicare spirituală majoră.
ne interesează mai mult drepturile noastre. Se ocupă Domnul de drepturile noastre. Noi trebuie să ne ocupăm de drepturile lui Dumnezeu în societate și să-L înălțăm pe El și prin spiritualitate, prin răbdarea voastră, prin neprihănirea voastră, să influențați lumea în care trăiți. Deci rugăciunile care s-au făcut, la Domnul Iisus nu vedem decât vreo două, trei rugăciuni puse în Biblie, dacă mi-aduc aminte bine, dar practic toate au fost cu răspuns. Noi am învățat, din păcate, și de multe ori am încercat să interpretăm Biblia ca să ne dea nouă dreptate. Spune că Iisus n-a fost ascultat în Ghețiman, de exemplu. Biblia spune că a fost ascultat, noi spunem a fost ascultat mai târziu, după moarte, după aceea. Nu, a fost ascultat, pentru că Biblia așa spune, a fost ascultat din pricina evlaviei lui, la mormântul lui Lazar, a fost ascultat. Și când cineva i-a spus, tu poți să faci vindecarea băiatului meu care e posedat de demoni, Domnul i-a spus, ce întrebare e asta? Toate sunt cu putință la Dumnezeu și la cel ce crede. Ori Iisus atunci nu vorbea din postura de Dumnezeu, ci de cel ce crede. Și a spus și tatălui. Și tatăl a înțeles. Trebuie să cred și eu. Cred că a trebuit să... Ăsta e cuvântul, n-am alt cuvânt să ne luăm în serios. Atât tot. Să ne luăm în serios, serios, serios. Bunii, cred că toți suntem vinovați de acest nivel de credință foarte superficial, foarte limitat. Ne rugăm pentru că așa am fost învățat să ne rugăm, așa înțelegem, uneori ne rugăm din obișnuință, fără să acordăm credinței care trebuie să fie parte activ. din rugăciunea pe care noi o facem. Ne rugăm pentru ceva, însă nivelul credinței pentru acel lucru de a se întâmpla este unul vag, nu este unul hotărât, concret. Noi am făcut partea noastră. Noi ne-am făcut partea noastră. Nu, nu ne-am făcut partea noastră. Nu ne-am făcut partea noastră. Hai să nu ne mai mințim că ne-am făcut partea noastră. Corect. Domnul să facă partea Corect. Lui. Corect. Domnul și-a făcut partea lui. Noi nu ne-am făcut partea noastră. Acum blamăm și pe Dumnezeu că nu și-a făcut parte. Ce să faci? Boia lui? Dar suntem siguri că noi am făcut-o pe a noastră? Nu ne-o facem pe a noastră cum trebuie și cred că lecția pe care noi trebuie să o învățăm de la Domnul Iisus Hristos este că pe lângă faptul că El s-a rugat, El a și crezut că acel lucru pentru care se roagă se întâmplă sau s-a întâmplat. Când vă rugați și cereți un lucru, este fantastic, Marcu 11, 23, 24, când vă rugați și cereți un lucru, să credeți că l-ați și primit. Exact. Și îl veți avea. Ei, noi nu suntem la acest nivel. Deci asta e ținta spre care noi, ca și credincioși, trebuie. Noi, eu, toți. Deci nu vrem aici să dăm lecții nimănui, pentru că toți avem nevoie să creștem la acest nivel de credință absolut necesar și obligatoriu, mai ales în aceste zile în care credința ne este încercată. Domnul mereu spune, caut câte un om, caut un om care să stea în spărtură pentru țară. Măcar unul. Iar prinde bine să fie o mână de oameni, o echipă, o națiune. Dar lumea, asta este. Contactul nostru sau interacțiunea noastră cu lumea a dus la o ridicare a nivelului lumii religios și la o coborâre a nivelului nostru spiritual. E de dorit să ne raportăm doar la Bunul Dumnezeu, doar la cuvânt și la modul serios. Citeam zilele trecute că Daniel a citit cartea lui Ieremia și s-a prăbușit. A spus, aha, dacă Ieremia spune așa, înseamnă că noi trebuie să ne umplem, să ni se umple nouă fața de rușine, că noi și părinții noștri nu ne-am ținut de Dumnezeu cum a trebuit. Deși El s-a ținut de noi, noi nu ne-am ținut de El. Și El trebuie să fie central în toate și foarte actual, foarte, foarte prezent. Asta să ne preocupe. Am declarat victorie înainte de a o câștiga. Am declarat biruință și triumf fără să fi ajuns acolo. Ne place să fim pe val, dar nu să plătim tot ce trebuie ca să stăm realmente pe un val spiritual a la biserica
Ierusalimului la început. Poate sunt unii care ne privesc și se gândesc, Domnul Iisus Hristos a fost Fiul de Dumnezeu. Ca noi să ne comparăm cu El sau să ajungem vreodată la nivelul Lui, nu pare realist. Dacă gândesc așa, gândesc în felul oamenilor, spune și Pavel, dacă gândind în felul oamenilor ne-am luptat cu fiarele din Efes, care e câștigul. Gândind așa, înseamnă că ignori Scripturile când spune uitați-vă la Iisus. Privind la chipul Lui, suntem schimbați prin Duhul Lui din slavă în slavă, în chipul Lui. Călcați pe urmele mele, învățați de la mine, faceți ce am făcut eu. Deci fiți... face lucruri mai mari decât am chiar, făcut eu. Chiar și mai mari, probabil că datorită, nu neapărat ca esență, ci ca volum, probabil, poate chiar și ca esență. Voi fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Scriptura toată ne interzice să vorbim așa, dar e logic pentru noi să gândim, păi da, El a fost. Dacă Iisus ar fi funcționat pe pământ ca Dumnezeu, pur și simplu, eu n-am nicio responsabilitate. Nu se poate așa ceva. El a fost Dumnezeu, deci nu poți să mă pui pe mine să fac ce a făcut El, când El este echipat cu atâtea lucruri, eu n-am nimic. Lui ai dat toate darurile, toate privilegiile, toată asistența, toți îngerii, toată plinătatea Duhului și a făcut ce a făcut, predicele acelea, lucrările acelea și mie îmi ceri, băiat sărman de la țară, fără neamuri la Ierusalim, îmi cer să fac ce a făcut El. Înseamnă că Dumnezeu este irealist, dar nu. Iisus s-a dezbrăcat de slava Lui, El și-a suspendat toate prerogativele și a trăit printre noi ca un om. S-a smerit, s-a făcut om ascultător. De asta spune Scriptura, omul Iisus Hristos, Iisus din Nazaret. El pur și simplu a făcut o minune, de adevăr, întrupare este o minune. Dar și greu de crezut, în mod logic e greu de crezut, dar prin credință e ușor să primești că Dumnezeu ne-a luat un om în care și-a pus Duhul Lui cu acceptul acestui om și nu dintr-un mai departe că s-ar putea să greșesc cu în fuga mare în ceva. Dar El ne-a mântuit ca om și El a fost făcut Mesia după ce a ascultat în chip desăvârșit. El a devenit căpetenia credinței și a devenit urzitorul mântuirii veșnice după ce a fost făcut desăvârșit prin ascultare și prin ascultare în suferințe. Cum crezi că ar fi potrivit să ne rugăm prin credință, așa cum s-a rugat Domnul Iisus Hristos astăzi? Care este rugăciunea prin credință? Sau cum o înțelegi tu rugăciunea prin credință? Știi, există o povestioară de la Casa Albă, care îmi place acum, sau mi-a venit în clipa asta. Era o ședință, un birou oval, să-i zic, și era un ofițer la intrare și un puști dă buzna să intre în ședința aia sau în sala respectivă. Ofițerul nu-i dă voie și spune, nu, domnule, e ședință, e plen. Dar, domnule, vreau să vorbesc cu tata. Lasă-mă, frate, dumneata, avem nevoie să vorbești cu taică-tu, dar aici nu se poate. Păi, cu cine vrei să vorbești tu? Cu tatăl meu. Și-a dat seama asta că e băiat de la Casa Albă, că e băiatul Lincoln și spune, tu vrei să vorbești cu președintele Americii? Cu tata! Domnule, ăsta e șeful executivului, ăsta este șeful armatei, este, în sfârșit, ofițerul cel mai de bază, ministrul Americii. Ăsta spune, vreau să vorbesc cu tata. Pentru ofițer, Lincoln era toate astea, șeful executivului, mă rog, cel mai puternic om din lume. Dar pentru băiat, era pentru tata. Și ceea ce putea băiatul să obțină de la taică, nu putea ofițerul. Era relația care făcea diferența. Dacă noi avem relația cu El, El a desemnat-o să fie tată, fiu. Ei îmi vor fi fii, eu le voi fi tată. Ne-am fiat Dumnezeu, ne-am fiat prin Iisus Hristos. Dacă noi credem acest lucru și ne comportăm ca niște fii, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. De aia ne mai și șmotrește sau ne smucește ca să scoată din noi ceea ce trebuie, să ne izbăvească de anumite lucruri, de aia ne și pedepsește. Noi putem să avem perfect
perfectă îndrăzneală. Dar dacă noi îl negăm prin fapte, ne îndoim de vorbele lui, credem că e depășit, credem că nu se mai potrivește, Biblia nu mai e potrivită și așa mai departe, care vin spre noi în impresoare și sunt transmise la posturi foarte bine situate, în negativ, atunci nu mai avem îndrăzneală să ne rugăm. Când avem nevoie, nu ne mai simțim bine. Încearcă să-l bârfești pe un om, dar așa zdravă-l și după aceea să ai o nevoie de el. Parcă nu te mai simți tu bine să te duci la el, că nu știu dacă nu cumva un sol în aripat ți-a luat vorbele și le-a spus și o să te confrunte. Deci nu chiar ține. Trebuie să păstrăm mai întâi relația și să fie vie și bună, să fie bazată pe dragoste și pe ascultare, de legământ. Legământul înseamnă el face ce îi spui tu și tu faci ce spune el. Și Duhul lui Dumnezeu mijlocește. Atunci avem îndrăzneală în rugăciune. Nu e niciun secret în rugăciune. Este ascultarea de Dumnezeu, supunerea față de El și, dacă așa spune domnul sutașul și domnul aprobă, sunt sub autoritate. Dacă ești sub autoritate, ceri un lucru, ți se împlinește. Pentru că ești de acolo. Cât am fost în armată, puteam să mănânc la bucătăria sau la sala de mese a armatei, puteam să-mi iau pușcă din rastel, cât am fost în termen, am fost militar în termen. Când mi-am pus haina civilă, nici nu m-am mai putut apropia de poartă. N-am mai fost sub stăpânire, dar nici nu am mai putut acționa ca unul care știe ce se întâmplă acolo. N-are nicio importanță. Trebuia să fie un linie de comandă și de control. So, cred că așa trebuie să fie și în lumea spirituală. Dacă l-ascult pe Dumnezeu, dacă l-ascult totdeauna, dacă El poate conta pe mine, eu pot conta pe El. Ca să ajungi la acest nivel, trebuie intenționat să-ți dorești să trăiești o viață mai mult în legământ, în legătură cu Dumnezeu, în supranatural și mai puțin în natural. După ce vom face o scurtă pauză, vom vorbi despre acest aspect, pentru că se pare că noi avem o credință mai mult trăită în mod natural decât supranatural. Ca să vedem rezultatele unei credințe care impune sau implică latura supranaturală, trebuie noi intenționat în primul rând să fim conștienți despre această posibilitate și să acordăm atenția cuvenită. Vreau să vorbim în segmentul care urmează despre asta. Rămâneți cu noi! Suntem la emisiunea Față în Față, astăzi împreună cu pastorul Bunic Ocar, discutăm despre credința Domnului Iisus Hristos. În acest segment ne vom concentra la modul în care Domnul Iisus Hristos întotdeauna a implicat latura supranaturală și părtășia și colaborarea cu Dumnezeu Tatăl. Dacă privesc sincer la activitatea mea sau la credincioșii din jurul meu, realizez că am adoptat un sistem de credință foarte formal. Avem anumite practici care sunt ritualuri religioase, inclusiv rugăciunea și celelalte, însă intensitatea credinței, rugăciunilor și părtășiei cu Dumnezeu conduse de Duhul Sfânt nu sunt întotdeauna la nivelul care ar trebui să fie. De ce oare? Iartă-mă, cred că am să spun un fel de anecdotă de început. Un cetățean pe timpul de tristă amintire, să-i spun acum, dar nu mă refer la cel dinainte de război, s-a dus la orelist
Și l-a întrebat cineva, de ce te duci la orelist? Păi zice, una auzi, alta văd. Okay. Da, e frumoasă ilustrația. O persoană mi-a atras atenția, adică printr-o mărturie pe care a făcut-o, pe care mi-a plăcut. Cerceta lucruri, conversa cu oameni despre lucruri spirituale, a însușit, în sfârșit persoana s-a preocupat. Și într-o zi, ea vrea să rămână în postura asta de analist, de, în sfârșit, comentator de religie, cum facem și noi aici așa de mult. Și într-o zi, bunul Dumnezeu a spus, ai văzut destul? Ai auzit destul? E timpul să trăiești. E timpul să crezi. A trăi sau a crede sunt cam același lucru. Credința este un dar al lui Dumnezeu pentru noi și ea trebuie să crească. Și ea crește prin trăire, prin ascultare. Când Domnul le-a spus odată ucenicilor, era un episod foarte simpatic pe care noi l-am mai vorbit, dar se potrivește. Când l-a auzit Ioan, adică Petru pe Ioan, că a cerut să fie mare în împărăție, s-a supărat și a spus, Doamne, de cât eu să-l iert eu pe acest om care mereu vrea să dea buzna unde nu îi se cade. Și Domnul zice, de 7 ori să-l iert? Și Domnul îi spune, nu de 7, de 70 de ori, de 70 de ori câte 7. S-a uitat la fața Domnului, serios, ca totdeauna. Și atunci așa au făcut cruci toți ucenicii, toți apostolii ulterior. Și au spus, dar mărește necredința. Noi n-am crezut că e așa ceva, știi? Mărește necredința. Și Domnul le-a spus, fără să le explice explicit, adică fără să le sublinieze, le-a spus, fii atent. Un om are un rob pe care îl trimite la câmp. Omul muncește la câmp și când se întoarce acasă, normal, așteaptă să primească de mâncare, să se poată odihni. Dar stăpânul îi spune, dă-mi mie de mâncare, fă mie de mâncare și după ce mă satur eu, pot să mănânc și tu. E dator stăpânul față de rob? Nu, pentru că e robul lui, l-a cumpărat pentru așa ceva și îl plătește cum s-au înțeles sau cum a fost, mă rog, au fost termenii târgului. Și el spune, și voi, după ce ați făcut tot ce erați dator să faceți, să spuneți, suntem niște robi netrebnici. Când trăiesc ascultarea, o trăiesc pentru că depinde el, îmi dă viața, mișcarea, ființa, el după aceea schimbă, nu mai suntem robi, dar rămânem la terminologia asta. Și el spune, atunci vă crește credința când ascultați. Orice neascultare mă duce iar la punctul zero. Orice ascultare mă trece într-o altă clasă. Și prin ascultare a fost Domnul promovat din treaptă în treaptă și prin ascultare ne mântuim și urcăm. Am văzut destul, am auzit destul, am putea să punem în practică. Am citit biografii de sfinți, am citit biografia Domnului Iisus, i-am citit pe apostoli, dar tot ne uităm la semenii noștri, ne comparăm cu ei, citim ziarul și mergem după mersul lumii sau mersul puterii văzduhului. Nu vreau să exagerez. Și nu vreau nici să spun că rugăciunile nu sunt extraordinare și că nu se petrec între noi lucruri foarte grozave și nu se fac lucruri nemaipomenite. Doar că ar fi de dorit ca să se facă în viața noastră mai multe, mai din plin, mai mari. Și ucenicii chiar au spus odată, Doamne, ce am văzut astăzi, n-am visat. Și Domnul spune, lucruri mai mari decât acestea veți vedea, pentru că eu sunt la Tatăl. Și noi nu chiar fructificăm la potențial maxim prezența lui la Tatăl. Și, adică scripturile ar putea juca un rol major în viața noastră. Ori, din păcate, eu constat că nu există o foame după cuvânt pe care trebuie să o căutăm. Biblia fericește pe cei flămânzi după neprihănire. Nu există această foame, nu o avem chiar așa. Unii o au, am mai văzut-o la alții când și când m-a impresionat foamea după cuvânt. Dar de multe ori este cuvântul
cu viața lui, noi cu viața noastră. Deci acest paralelism nu ne face chiar cinste. Am vorbit multe lucruri frumoase și interesante. Întrebarea este cum le punem în practică, pentru că tot ceea ce cunoaștem... Deci, în primul rând, trebuie să ascultăm de vocea Duhului Sfânt. Ca să putem să ascultăm, trebuie să înțelegem, să auzim de la Dumnezeu mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare dintre noi. Să ne asumăm riscul să-l trăim. Acum, întrebarea este cum putem să facem asta? Pentru că sunt două probleme. Sunt piedici, bineînțeles că sunt piedici, le vedem, dar n-ar trebui să le calculăm pe piedici, să le contabilizăm, vai de mine ce o să mi se întâmple. Nu, întâmplă-mi se ce mi s-a întâmplat, trebuie să fac acest lucru. Sunt de-al Singh când s-a convertit, i-a spus părintelui lui că s-a convertit și ăsta l-a otrăvit. Și el știa că o să l-a otrăvească. Și Dumnezeu a împlinit Marcu 16, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va bătăma. A fost el cel care a mișcat lumea cu credința lui, venea dintr-o familie de hinduși și a făcut mai mult decât foarte mulți și a asumat riscul și a pus viața în joc. Pavel spune la fel, oamenii aceștia și-au pus viața în joc. Biblia vorbește despre oamenii credinței, ei de care lumea nu era vrednică, au pribegit prin pește, îmbrăcați în cojoace și în piei de animale, dar Dumnezeu a mișcat lumea prin ei. Avem două probleme. Una este că nu suntem suficient de sensibili la vocea și glasul Duhului Sfânt. Uneori ne vorbește și noi ori nu înțelegem, ori îl ignorăm. Ori ne facem că plouă. Ne facem că plouă, îl ignorăm. Și cealaltă problemă o avem că nu suntem ascultători. Ne spune Dumnezeu să facem ceva și noi facem altceva. Și după aia avem pretenția că El să facă ce vrem noi, când noi avem nevoie de El. Deci avem aceste două... Deci asta e o realitate pe care eu o văd câteodată în mine. Și este o schismă acolo. Unele lucruri le realizez după ce s-au împlinit și încerc să mă rectific, să mă corectez de ele. Important este ca fiecare dintre noi și toți cei care ne priviți acum să fim sinceri cu noi înșine. Pentru că în această alergare cu Domnul Iisus există, cum ai spus, adineauri, obstacole, diversiune, înșelăciune. Vine diavolul. Pe o parte, noi vrem să umblăm cu Domnul, pe de alta vine diavolul și spune, nu, ai greșit traseul, hai cu mine. Nu crede chiar orice. Vezi că ăștia-s basme, ăștia vorbesc povești, ăștia nu știu ce vorbesc. Nu-s realiști, sunt fantasiști, sunt fanatici. Nu știu exact cum șoptește diavolul oamenilor, dar știu sigur că o face. Întrebarea este cum ne ajustăm fiecare dintre noi. Nu mai avem foarte mult timp, dar cred că este o provocare cu care trebuie fiecare dintre noi, în mod sincer și personal, să stăm față în față cu Creatorul, cu Dumnezeu. Fii atent. Toți trăim în necaz. În lume veți avea necazuri. Va veni necazul cel mare. Mulți îmi spun că a început. Nu-i exclus. Dar Domnul spune, îndrăzniți că eu am biruit lumea. De ce este necesar? Trebuie să vedem ca vital trăirea asta, nu neapărat experimentală, dar umplarea cu Dumnezeu. Pentru că ăsta este un delemn Duhului Sfânt, din candele de care avem nevoie noi în orice împrejurare. Și de asta nu trebuie să ne refuzăm nici o trăire, nicio experiență, să facem din oricare experiență o trăire pentru Dumnezeu, fiindcă asta ne pregătește pentru treapta următoare. Nu știu dacă ți-am spus, poate am vrut să spun că am avut o cunoștință, Marilyn Spanner, care a înviat, ai menționat numele ei, dar nu mai știu dacă aici, cred că la biserică. Anyway, i-a murit peștele din acvariu fiicei ei. Ea era proaspăt creștină sau încreștinată și s-a rugat pentru învierea peștelui. Și a înviat peștele. Îi spune, fanatism. Ce glumă și ce asta. Poveste. Dar numai că după asta Dumnezeu a ridicat-o pe ea și a început să roage pentru bolnavi și să creadă și să-i vadă vindecați și să facă multe lucruri deosebite. Deci, trebuie să punem un delemn ori de câte ori putem în candelele noastre. Orice experiență fă-o spirituală. Cum ai spus acum la dineauri că ai trăit asta acum 2-3 zile aici. Deci asta te ridică. Nu o refuza, pentru că dacă o refuzăm, dăm înapoi.
Ne-am amintit despre un exemplu banal, aparent banal, cu foarte, foarte mulți ani în urmă. Aveam de tipărit un document foarte, foarte important. Era urgent, trebuia să-l tipăresc. Culmea că tocmai atunci imprimanta a decis să nu coopereze. Și nu a funcționat nicicum. Am încercat, am schimbat, am repornit de nu știu câte ori. Nicicum n-a vrut să funcționeze. Și disperat de situație, că nu știam ce să fac, asta cu 20 ceva de ani în urmă, mi-am pus mâinile, așa, am fost așa de revoltat, am pus mâinile peste mașină și am zis: Doamne, numai Tu o poți face mașina asta să lucreze. Și a plecat. Și a pornit. Bineînțeles. Ei, deci n-am povestit asta, cred că unul sau două persoane știe despre situația asta, dar pare ciudat, pare neobișnuit, dar pentru mine experiența asta a fost supranaturală. Right. Înțelegi? Right. Și lemnul Elisei a plutit, s-a dus la fund, fierul de la secure a plutit și atâtea lucruri care nu fac sens fizic și logic, dar nu trebuie, pentru că există o altă lume în care noi avem acces și pe care trebuie să o considerăm lumea noastră, adică lumea lui Dumnezeu. Trăim în împărăție. Noi suntem fii ai împărăției și suntem deja în împărăția cerurilor, unde ne perfecționăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Experiențe de astea am avut și eu destule și poate nu chiar destule, dar multe, ca pot să fac un principiu din ele. Da. Ai scris o carte, Minuni Obișnuite. Right, dar nu am încăput. Despre unele dintre ele, că bănuiesc că mai sunt și altele. Da. Deci, cine nu le-a trăit, o să zic că asta nu pot să o cred. Asta, treaba omului, nu poți să îl faci pe om să creadă. Când au vestit femeile Hristos a înviat, ucenicii ziceau basme. Până la urmă, și au fost crescuți de Domnul Iisus. Pericolul este că oamenii credincioși sunt împotriva credinței, fiindcă ei vor să rămână la nivelul lor, nimeni să nu iasă de acolo. Ei sunt poate cei mai dificili de driblat ca să te duci la Dumnezeu, pentru că ei spun: noi suntem etalonul, nu pot să fie altfel decât noi. Noi așa știm, știu că m-am confruntat de câteva ori în țară cu diverse, în sfârșit, instituții de astea. Noi așa facem, noi și pionerii noștri. Foarte frumos ca vocabular, dar nu avem timp, așa? Hai să spun o glumă. M-am întâlnit cu un, care te implică și pe tine. M-am întâlnit cu un român care urmărește misiunile noastre. Nu e neapărat un om care frecventează o comunitate creștină neapărat, din câte știu eu, dar interesant că nu l-am văzut de foarte mulți ani și zice: măi, eu vă urmăresc și îmi plac emisiunile, mai ales de ăla care nu merge la dentist. Ai spus odată că tu, când te doare dintele... Am renunțat la dentist de câțiva ani și până la urmă de atunci, de câțiva ani, n-am mai avut nicio durere. Cât timp am mers la dentist, aveam tot a doua săptămână drum acolo. Vezi, eu am o deficiență aici, că eu trebuie să merg la dentist. Să merg. Cum să spun? Domnul are căile Lui pentru noi și trebuie să ajungem să decidem: trăiesc prin Dumnezeu, pentru că prin mine și prin dentistul meu nu ajung la rezultate. Aparent da, dar după un timp, într-o zi, dentistul meu mi-a spus: bunii, m-am îmbolnăvit. Cum te-ai îmbolnăvit? Și zic: cred că am să-ți fac o vizită peste două săptămâni. Și el zice: poate vii astăzi, că nu știu dacă mai trăiesc. În două spune era în mormânt. Deci nu te bizui pe om. Biblia spune clar: nu te încrede în oameni, nici în cei mari, pentru că blestemat este omul care se încrede în om și binecuvântat este omul care se încrede în Domnul. Este o temă, recunosc, că aceasta credinței Domnului Iisus Hristos, care mă preocupă în mod direct și personal, și timpul nostru s-a epuizat enorm de rapid, tocmai din acest motiv, pentru că ambii cred că... ne dorim ca intensitatea credinței noastre să semene cu a Domnului Iisus Hristos și atunci când ne rugăm pentru cineva, Dumnezeu să noi să și credem. Deci noi, dacă nu se îndoiește, va avea lucrul cerut. Îndoiala vine din neascultare. Am ajuns la finalul emisiunii și cu acest gând ne oprim aici. Mulțumesc frumos pentru participare, pentru implicare și pentru susținerea lucrării lui Dumnezeu și în acest fel. Dragi telespectatori, emisiunea noastră a fost o invitație să medităm la credința Domnului Iisus Hristos. Este o credință care merită atenția maximă și vă invităm să continuați să meditați la aceasta
și să lăsați ca prezența lui Dumnezeu să vă influențeze viața, să vă transforme mintea și inima, în așa fel încât atunci când vă rugați, să și credeți că pentru ce vă rugați se va împlini. Cu acest gând ne oprim aici, vă dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Față în Față, pe același canal și la aceeași oră. La revedere!